Să-i felicit din toată inima pe profesorii Mihaela Chirițescu, știu că este aici în sală, am rugat-o să ia loc, fiindcă obosise deja. Pe George Mărgineanu, și el este acolo. Pe Georgiana Gavrilă, care este aici lângă mine în culise și pe care o veți vedea în curând, pe doamna Pascu, pe doamna Rodica Voicu, pe doamna Diana Lică Titirică, pe Ana Maria Ion, toți profesorii care le insuflă elevilor lor, acestor tineri, dragostea de țară, dragostea de tradiții, dragostea de credință și dorința de a-și păstra identitatea. Și vreau să mai mulțumesc cuiva și meșterilor și instructorilor din tot județul, din cele 92 de secții externe pe care Consiliul Județean Argeș le finanțează începând din acest an. Vreau să știți că avem noi, cei de la Consiliul Județean, avem în desfășurare o serie întreagă de lucrări în ceea ce privește infrastructura care deservește cultura, inclusiv la inclusiv la Teatrul Alexandru Davila, inclusiv la noul sediu al Teatrului Așchiuță, noul sediu care este de fapt vechiul sediu pe care îl vom renova din temelii, probabil va fi gata la finalul anului 2024. De asemenea, la 30 noiembrie în acest an va trebui să dăm în folosință Cetatea Poinari, Muzeul Județean Arce și Galeria de Artă Schweitzer Cumpăna. Deci încercăm încet, dar sigur, să prioritizăm investițiile în infrastructura culturală. Pe de altă parte, revenind la oile noastre, este clar că una dintre componentele de bază ale actului artistic în general este și acela de a promova imaginea. A promova imaginea instituției, a promova imaginea, în primul rând, a zonei pe care o reprezinți. Și aici avem un exemplu elocvent, pentru că, da, trebuie să recunoaștem că pe lângă cele 5 instituții de cultură subordonate Consiliului Județean, la nivelul județului Argeș există o concurență fastă, o concurență care aduce plus valoare în ceea ce privește promovarea imaginii a regiunii în care ne desfășurăm activitatea. Și nu mă refer doar la autoritățile locale de rang municipal sau orășenești, ci chiar și la cele rurale. Să nu uităm că, de exemplu, la Pitești avem și o filarmonică și poate că ar trebui felicitat aici domnul Gabriel Niță și, de asemenea, și celelalte orașe și municipii din zonă. Tocmai de aceea, deloc întâmplător, Consiliul Județean Argeș și Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș oferă o diplomă de excelență doamnei profesor Cristina Voicu pentru profesionalism și contribuție excepțională la promovarea valorilor spirituale și culturale românești.